Nu am o dimensiune în momentul de față, care sunt suprafețele agricole care au fost afectate de acest lucru, dar o să vă spun că legislația este în curs de modificare. Este o chestiune de zile până când se va modifica legislația, iar pe terenurile arabile nu va mai fi permisă amplasarea de panouri fotovoltaice, a spus Daniel Constantin într-o conferință organizată după seminarul cu tema viitoarea politică agricolă comună, oportunități și priorități pentru România. Interzicerea montării de panouri solare pe terenurile agricole ar putea fi una dintre măsurile incluse în ordonanța de urgență, privind modificarea și completarea legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producției energiei din surse regenerabile, arăta la sfârșitul lunii aprilie ministrul delegat pentru energie Constantin Niță. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a organizat luni seminarul cu tema Viitoarea politică agricolă comună, oportunități și priorități pentru România. La eveniment a participat Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, ministrul Agriculturii Daniel Constantin, precum și secretarii de stat din cadrul MEADR.